Hello și bine ai venit la practica de astăzi! Eu sunt Georgiana și astăzi te voi ghida într-o scurtă sesiune ce ne va ajuta să detensionăm zona umerilor, zona gâtului și să deschidem pieptul. Poți să faci această practică oricând simți nevoia, chiar îți recomand în mijlocul zilei, dacă ai stat prea mult la birou și știu că mulți dintre noi facem acest lucru, să-ți iei această pauză, să-ți oferi aceste minute cadou corpului tău, pentru că te asigur că după te vei simți minunat. Dacă ești la birou, poți să faci practica de pe scaun sau chiar din picioare. Dacă ești acasă și ai o salteluță lângă tine, poți să te întinzi pe saltea. Dacă cumva ai un strep, o curea sau orice altceva pe lângă tine de genul acestui strep, poți să-l ai lângă tine. Dacă nu-l ai, nu-ți face griji, putem să facem și fără. Vom închide ochii pentru câteva momente acolo unde suntem. Lăsăm umerii să cadă departe de urechi. Aducem ușor bărbia către spate. Ținem bărbia paralelă cu solul. Și ne ducem cu atenția în corp. Ne ducem cu atenția către zona umerilor, zona pieptului. Lăsăm pieptul să se deschidă, omoplații să se apropie. Și încearcă să observe aici care sunt senzațiile din această zonă. Cum se simte umărul drept, cum se simte umărul stâng, cum se simte fiecare omoplat și cum se simt brațele tale. Începem să inspirăm și să expirăm profund, fără să grăbim respirațiile. Și încearcă, te rog, să inspiri și să expiri doar pe nas. Lasă respirația să te ajute să eliberezi orice tensiune. Deschidem ușor ochii și primul exercițiu, te invit să vii cu palmele pe zona pieptului. Vom trage ușor cu palmele de pielea de pe piept, să întindem bine această zonă și acum vom duce privirea sus către tavan. Nu lăsa capul pe spate, încearcă să ții mușchii cervicalei activi. Acum vom duce ușor bărbia către stânga și vei simți cum partea laterală din fața gâtului se întinde. Avem aici un mușchi destul de tensionat. Du bărbia sus, să simți cum se întinde până în zona umărului. Inspiră, revină la centru și acum schimbă partea. Și acum observă diferența între partea dreaptă și partea stângă. Care parte o simți mai tensionată? Continuă să tragi cu palmele în jos. Și acum revină ușor la centru. Întinde brațele în lateral, împinge cu palmele în exterior, ca și cum ai împinge în doi pereți, trage de degete, observă senzațiile din partea de jos a brațelor și acum lasă ușor urechea stângă către umărul stâng. Inspiră, vino sus și acum schimbă. Inspiră, vino la centru, coboară către stânga și acum folosește-te și de palmă și lasă ușor urechea să coboare mai mult. Respiră în partea dreaptă a gâtului, lasă orice tensiune din acea zonă să se dizolve, să se topească. Inspirăm, revenim ușor și schimbăm. Lăsăm acum urechea dreaptă către umărul drept, trage ușor, fără să bruschezi. Și din nou observă senzațiile de pe această parte. Dacă este diferit față de cealaltă parte. Inspiră, vină ușor la centru. Aducem brațele în față. Brațul stâng peste brațul drept. Intercalăm brațele deasupra coatelor. Și fie prinzi încheietura, fie prinzi palmele, fie prinzi ce poți. Nu te stresa. Încearcă să ții umerii pe aceeași linie, privirea într-un punct fix. Încercăm aici să nu curbăm coloana, să venim așa. Împingând oasele bazinului, chiar dacă sunt pe scaun, chiar dacă sunt în șezut și dacă sunt în picioare, poți să îndoi ușor genunchii. Privesc într-un punct fix, buricul tras către coloană, în oricare variantă aș fi. Lasă umerii din ce în ce mai moi.
desprindem ușor brațele și schimbăm, venim acum cu celălalt braț peste, intercalăm brațele. Cu siguranță vei observa diferența între partea dreaptă și partea stângă. Încearcă să ții umerii pe aceeași linie. Respira acolo unde simți tensiune și lasă să se detensioneze. Desprindem ușor. Vom aduce ambele brațe sus și vom coborî brațul stâng pe sus și brațul drept pe jos. De la spate va arăta ceva de genul. Dacă ai o mobilitate bună, poți să prinzi palmele. Dacă nu, poți să prinzi tricoul sau poți să te folosești de acest strep, în care poți să vii să-l prinzi de sus și apoi de jos. Orice ai s-ar potrivi. Curea, strep, bandă. Și vom rămâne câteva momente aici. Încearcă să nu lași cotul să coboare, ține cotul cât mai aproape de cap. Deschide umerii, privește într-un punct fix. Inspiră lung pe nas. Expiră lung pe nas. Să știi că poți să și zâmbești. Desprinde palma de sus, întinde brațul, rotește din articulația umărului și încearcă să prinzi cotul. Dacă nu merge să prinzi cotul, prinde antebrațul. Rămânem aici câteva momente. Observă senzațiile de la nivelul umerilor. Și din nou încearcă să respire acolo unde simți tensiune. Desprinde ușor, aducem brațele sus și acum vom schimba. Celălalt braț coboară pe sus, celălalt braț se duce pe jos. Fie prindem palmele, fie ne folosim de orice bandă avem. Eu nu mai folosesc, am lucrat destul de mult cu umerii mei și mă pot bucura în acest moment de o mobilitate. Totul ține de timp, de perseverență, așa că nu încerca să forțezi în acest moment. Cu răbdare, umerii tăi vor fi mai liberi și se vor bucura de o mai largă gamă de mișcări. Respira acolo unde simți tensiune și încearcă să ții cotul cât mai aproape de cap, nu lăsa cotul să coboare. Chiar dacă nu te văd, știu că majoritatea trucurilor. Desprindem ușor brațul de sus, rotez brațul din articulația umărului și prind fie cotul, fie antebrațul, ce pot. La un moment dat, palma va ajunge pe mijlocul coloanei. Desprindem ușor, vin cu palmele pe genunchi, rotim umerii către spate și apoi către față. Rămânem la centru, inspiră, ridică umerii sus, expiră, dă aerul afară pe gură. Ha! Inspiră sus, expiră, ha! Și încă o dată, inspirăm sus. Expirăm, ha! Deschidem ușor ochii și să ne fie de bine. Ți-ai o zi minunată, sper că ți-a plăcut practica și sper că umerii tăi îți zâmbesc. Dacă vrei să urmărești toate practicile pe care le voi încărca ulterior, nu uita că poți să dai subscribe. Ciao, pa, pa!